Laptele de capră și carnea de ied încep să fie apreciate tot mai mult de consumatorii români. Asta spun doi fermieri, soț și soție din județul Sibiu, proprietarii unei ferme de 500 de capre. Ei produc lapte, brânzeturi, iar în preajma sărbătorilor pascale vând iezi. Carnea lor este mult mai slabă în colesterol decât cea de miel, iar prețul e același. Gheorghe Cucerzan a început afacerea cu peste 100 de capre. Cererea de lapte de capre e mult mai mare decât oferta, așa că sibianul s-a extins de la un an la altul. Numărul de capre pe care am început eu personal, am început undeva la 170 și acum în prezent am în jur de 500. No, caprele sunt capre numai carpatine, eu sunt foarte mulțumit de ele, o lactație pe cap de capre undeva la 2 litri de lapte, nu sunt pretențioase deloc. Asta înseamnă o producție medie de peste 1000 de litri pe zi. Odată colectat, laptele ajunge în hala de producție pentru a fi procesat. Se încălzește la o temperatură de 35 de grade, după care urmează să se facă produsele, se poate face o telemea, se poate face urdă din zer, se poate face caș, brânză frământată, avem și lapte care îl dăm la consum. Laptele de capră este considerat un leac cu acțiune lentă, dar sigură pentru multe afecțiuni. Laptele de capră este un foarte bun medicament, întărește sistemul imunitar, este bun pentru bolile de plămân, mai ales acum că vine primăvara, este un foarte bun pentru astenia de primăvară. Chiar dacă nu le place la unii laptele de capră, să încerce măcar cu o cură de 14 zile până la 90 de zile, câte 2-3 căni de lapte pe zi. O să vadă că efectele se vor vedea în termen de 14 zile, nu o să mai simtă oboseală, o să fie mai energici și mai vioi. În ultimii ani a crescut și cererea pentru carnea de ied. Are conținut redus de colesterol, iar mulți o preferă în locul celei de miel. Ieși de Paști sunt foarte căutați. Acum suntem cel mai încântați că lumea a priceput ideea cu iedul, pentru carnea dulce care au și nu conțin colesterol. Și noi îl dăm la același preț ca și prețul de miel. Deocamdată fermierii sibieni vând produsele din lapte de capră pe piața locală. Cu timpul vor să se extindă și în alte județe.